Premierul interimar, Mihai Fifor, a decis astăzi, în timpul ședinței de guvern săptămânale, să-l demită pe șeful Poliției Române, chestorul Bogdan Despescu. Demiterea buzoianului Bogdan Despescu din fruntea Poliției Române vine după ce, marți seara, premierul interimar, Mihai Fifor, a făcut o vizită la Ministerul de Interne, unde a avut o discuție pe această temă cu ministrul Carmen Dan. Pe 9 ianuarie, după declanșarea scandalului din Poliția Română generat de cazul agentului Eugen Stan, ministrul Carmen Dan i-a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de schimbare din funcție a șefului IGPR și a propus înlocuirea acestuia cu Cătălin Ioniță. Propunerea a fost refuzată însă de Mihai Tudose, care i-a cerut lui Bogdan Despescu să-i prezinte în termen de o săptămână un raport. Ulterior, Mihai Tudose a acuzat-o pe Carmen Dan că l-a mințit atunci când a spus că Ioniță a acceptat nominalizarea. Premierul a declarat că nu mai dorește să mai lucreze cu ministrul Carmen Dan și că dacă va fi lăsată să-și dea demisia, el o va accepta. Carmen Dan a refuzat să demisioneze, iar acest conflict a dus în final la decizia luată luni de Comitetul executiv al PSD, care i-a retras sprijinul politic lui Mihai Tudose. Ca urmare, prim-ministrul a demisionat. Buzoianul Bogdan Despescu se află în fruntea poliției române din data de 11 decembrie, în perioada când guvernul era condus de tehnocratul Dacian Cioloș.